omologule care stai în biserică, scoală-te că Iisus vrea să te vindece în această seară. Iisus Hristos vrea să-ți dea sănătate, să poți umbla, că vine deșertul, dragii mei. Și dacă nu te vindecă astăzi Dumnezeu, nu vei rămâne în picioare în ziua aceea. Se întoarce Iisus Hristos și nu mai este mult și vine Domnul. Lăudați să fie numele Domnului! Iubiți oamenii lui Dumnezeu, în această seară, prin ajutorul Duhului Sfânt, vrem să împărtășim câteva gânduri de încurajare. Fiind în țară, în aceste zile, Duhul Sfânt vorbea pentru mine vis-a-vis de biserică și spunea că este nevoie de încurajare în dreptul bisericii. Vin și zile care vor fi mai dificile și frumoase, dar este nevoie ca să ne pregătim inima pentru aceasta. În această seară vreau să vorbesc despre un bolnav care a venit la o zi de bucurie, un bolnav venit la o zi de sărbătoare. Zilele de sărbătoare, dragii mei, sunt deosebit de frumoase și de dorite pentru inima noastră. Ne dorim acele momente care le anticipăm să fie zile deosebit de minunate, în care să ne bucurăm împreună în părtășia fraților la Cuvântul lui Dumnezeu. Avem o deosebită plăcere să stăm în casa Domnului sau la părtășii frumoase când sunt zile de sărbătoare. Am menționat aici, de exemplu, o convenție, când se pregătește o întâlnire mai mare, cu mai mulți invitați, cu mai mulți frați din mai multe locuri, ne bucurăm foarte mult și anticipăm cu mare plăcere și ne dorim să vină ziua aia cât mai curând. Dacă e programată o seară de veghe în care se anticipă să fie un timp frumos în părtășie, în rugăciune, în descoperiri din partea Duhului Sfânt, avem așa o râvnă, o dorință să vină seara aia cât mai curând, să ne întâlnim împreună cu ea, să fie un timp binecuvântat împreună. Dacă avem invitat special la biserică, anticipăm parcă cu dorință și râvnim să vină momentul când să ne întâlnim cu oamenii lui Dumnezeu. Sunt zile binecuvântate și toate aceste momente speciale de sărbătoare au o mare importanță pentru noi și le așteptăm într-un mod deosebit. Aducerea aminte a acestor momente deosebit de minunate rămâne înscrise în inima noastră și zile mai târziu după aceea ne tot amintim cât de minunat ne-a cercetat Dumnezeu atunci la aceea părtășie frumoasă. Mi-aduc aminte că mai mulți ani în urmă au fost când am avut o convenție aici în adunare și a participat împreună cu noi pastor Moise Lucaci și la aceea convenție a recitat cele 7 bătălii de pe Golgota. N-am auzit niciodată atât de frumos recitat acea poezie cum am auzit-o la aceea părtășie frumoasă. A rămas înregistrat online și vreau să vă spun că dacă și astăzi o ascult și astăzi parcă simt fiorul, plâng, ți-a ridică părul pe tine, simți că este o prezență deosebită acolo. Au rămas amintiri frumoase de la cele părtășii deosebite care le-am avut împreună. N-au trecut acum poate 4 săptămâni când împreună cu dumneavoastră aici am avut părtășia cu fratele Beni Cibu și echipa din România și împreună în vinerea aceea seara au fost cântări frumoase, momente deosebite, Duhul Sfânt a vorbit, cuvântul Domnului a fost vestit, a fost o părtășie deosebită pentru care eu zic preamărit să fie Domnul. Se vede că Dumnezeu a turnat har în adunare și a vrut să ne îmbărbăteze inima, să ne dea putere, să ne îmbărbăteze, să ne pregătească pentru ceea ce stă în față. Momente de sărbătoare, zile deosebite, Doamne, dă cât mai multe zile din acestea pentru noi. Să ne bucurăm întotdeauna atunci când venim în părtășie cu biserica împreună. Toate aceste amintiri rămân înscrise în inima noastră și cu acea bucurie, acea râvnă vrem să continuăm să ne bucurăm de Domnul în adunare. Dar sunt momente când dorim să părtășim la astfel de întâlniri și totuși ceva ne împiedică. De bună oară, într-o familie se îmbolnăvește un copil și poate unul din părinți sau amândoi nu pot să ajungă și ai vrea să fie acolo, dar e foarte greu, e o imposibilitate și din cauza că este o problemă, o situație, îți stai aceea părtășie. Sau, de exemplu, poate tu ești bolnav și nu poți participa și tânjești de dor să fii împreună cu frații, să fii acolo în biserică, să simți prezența Duhului Sfânt și o fi frumos să o vezi și de acasă online, dar altfel când ești în prezența bisericii, când Duhul Sfânt e aici, când îi simți fiorul, e ceva deosebit și este un moment neplăcut când nu poți din cauza un impediment care ar fi o boală, o situație, o criză care apare în viața ta. Mi-aduc aminte cu mai mulți ani în urmă, eram într-o consiliere implicată împreună cu fratele păstor Cornel Bârsan și era un moment când din nou trecuse stomach flu pe la noi prin Kitchener și eu sunt foarte rău când e vorba de stomach flu, mai degrabă nu mi-e frică de COVID deloc, dar de stomach flu mi-e frică ca de moarte, vă spun sincer, Doamne ferește pe acolo, sunt foarte rău când e vorba de așa ceva.
Am simțit că ceva nu stă bine. Și stând în acea consiliere, era o zi de joi seara, am stat de vorbă, mă mutam pe scaun de pe partea în alta, m-am făcut galben. Fratele Cornel, nicio problemă. Când se termină întâlnirea noastră, să începe programul. Zic, frate Cornel, dă-mi voie să merg acasă. Atât de rău mă simt, nu sunt bine. Se uită la mine și spune, mă, eu pe voi nu vă înțeleg. Cum e asta să vomiți, mă, dragul, de a vomita? Măi, nu știu, eu numai dacă am mâncat o mâncare, ea mi s-a făcut rău, dar așa voi numai să-i facă rău din senin. Frate Colin, nu-i de dragul de a ni se face, e problemă, e virus, ce să zic, nu știu cum e cu chestia asta, dar așa îi, eu pe voi nu vă înțeleg, du-te acasă liniștit. M-am dus acasă și a fost o noapte, m-am rugat ca Ilie, Doamne, ia-mă acasă, fă să plec la tine, momente grele. Am vrea să fim la părtășie, dar nu se poate. Apar situații când ni se taie părtășia din cauza unor impedimente care se întâmplă în viața noastră. Eram programat să fiu la convenția din anul trecut, din 2022, și nu m-a lăsat să trec la vamă. Și eram întrebat de câțiva frați, oare cum să facem să poți ajunge? Poate găsim o soluție, poate, ziceam, fraților, dacă îi dați să trec, trec, și dacă nu, nu trec. Mai degrabă stau acasă și mă uit online, dar eu nu fac nimic ca să greșesc înaintea Domnului. Și mi s-a umplit prorocie, am stat acasă și m-am uitat online. Îmi doream să fiu acolo, mi-era dor să fiu cu frații împreună, dar nu mi s-a îngăduit. Și ți se taie părtășia uneori și ai vrea să vii în părtășie cu frații, dar nu se întâmplă uneori. Ei, dragii mei, este cel mai sfâșietor să fii bolnav într-o zi de sărbătoare. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, aici este un moment de sărbătoare. Aici e prezent Dumnezeu, e prezent Duhul Sfânt. Dumnezeu își face prezent, simțește prezența Lui și este prezent între noi. Că poate cineva nu o simte, poate e bolnav. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori ne adunăm împreună, Domnul este prezent cu noi, mărit să fie numele. Și observați ce spune Sfânta Scriptură în Evrei, în capitolul 12, cu versetul 22. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurilor celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Asta se întâmplă când noi venim în casa lui Dumnezeu. Asta nu e o zi de duminică seara, așa că e program și trebuie să vin la biserică. Seara asta e o seară de sărbătoare, dragii mei. Că aici împreună cu noi părtășesc îngerii din ceruri. Aici sunt sfinții lui Dumnezeu în adunare. Aici coboară Duhul Sfânt între noi. Și în timpul rugăciunii, a cântării, a mesajului Evangheliei, Dumnezeu vrea să împărtășească har cu noi. Măriți să fie numele Domnului. Aici e prezent Domnul. E o seară de sărbătoare deosebită. Și ori de câte ori ne adunăm împreună, Dumnezeu are ceva special pentru noi. Doamne, dă și în seara asta ceva special pentru noi. Eram împreună cu frații și discutam de întâmplări frumoase și îmi povesteau de o întâmplare când într-o biserică a fost invitat fratele Moloce de la Calafindești. Fiind împreună cu ei, era invitat pentru o binecuvântare de copii. Inițial, cei din conducere au acceptat să vină, dar pentru că ceva nu le-a plăcut lor, au spus, nu, fratele n-are voie să facă binecuvântarea. Dar, fraților, e un păstor din România, un slujitor al Dumnezeu, un om care are darurile Duhului Sfânt. De ce? Nu, la noi nu-i dăm voie. Poate să predice, dar mai mult nu-i dăm voie. Dar, fraților, vă rugăm frumos, nu-i dăm voie. Gazda care îl chemase s-a supărat. Noi l-am chemat, noi l-am rugat să vină. I-am tot drumul ăsta în România până aici. Cum să nu-i dăm voie? Dar spune frate Moloce, stai cu minte, nu te necăjii. Dar frate Moloce, stai cu minte și nu te necăjii. Taci în gură și stai cu minte. Pleacă la biserică împreună și după ce este prima parte de program, păstorul vrea să facă binecuvântarea. Ia în brațe copilul și se pregătește să oficieze binecuvântarea. În timpul acesta, spune gazda, îl văd cu coada ochiului pe fratele Moloce că pleacă în față. Doamne fere, acum ce ne face de râsul ăsta? Ce o să fac? Ce le face ăștia? Și pleacă, stai cu minte, și pleacă în față. Când ajunge în față, zice el, numai atât a zis. Coboară acum Duhul Sfinte. Și când au zis cuvintele astea, ca și cum ai fi dat foc la o bombă, deodată toată biserica a început în alte limbi. Așa un har, așa o rugăciune și din față începe fratele să roage. Doamne, binecuvintează copilul acesta. Și biserica striga, amin. Doamne, lasă binecuvântare peste acest copil. Amin. Ce păstor era numai postament. Ținea copilul în brațe, numai atâta. Și se face lucrarea și când fratele a zis amin, așa cum a venit revărsarea de har, așa s-a oprit pe loc. Ei, dragii mei, când suntem prezenți la biserică, Dumnezeu are putere să dea har. Poate să facă o seară de sărbătoare și fie seara asta o seară a sărbătorii când Dumnezeu să fie prezent cu noi.
Eram luni seară la Sebeș împreună cu fratele Beni Cibu, cu fratele păstor Nicu Cosma, care de asemenea vă transmite sfinte salutări. Am avut o părtășie acasă în rugăciune foarte frumoasă și am plecat la biserică. Am avut așa o legătură în Duhul cum arare ori am avut cu cineva. O seară deosebită de părtășie. Și la un moment dat în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt face de cunoscut că sunt mai multe persoane care Dumnezeu le atinge și le enumără cu problemele care erau, cu luptele care se dădeau. După aceea continuă rugăciunea mai departe și arată Domnul la surori, o într-o parte și într-alta, două sunt atinse de Domnul. La balcon în partea stângă cineva e atins de Domnul și la bărbați în mijloc Dumnezeu atinge un suflet. Se termină seara și vine un băiat, spune: frate, eu sunt ăla din mijloc, mărit să fie Domnul. Slavă Domnului, am plecat acasă, dar îmi scrie Beni Cibu un mesaj, uite aici de la băiatul ăsta. Și m-am întrebat dacă chiar eram chiar eu în mijloc și am numărat. Erau 5 rânduri în fața mea și 5 rânduri în spatele meu. Erau 3 de o parte și 3 de o parte și eu eram cu adevărat în mijloc acolo. Pe mine m-a atins Dumnezeu în seara asta. Dragii mei, Dumnezeu când ne adunăm în casa lui Dumnezeu, are har să toarne pentru noi. Vrea să facă lucrări deosebite care să atingă inima noastră, să ne îmbărbăteze, să ne dea putere, să ne dea har și o zic mărit să fie Domnul. Și fie seara asta o seară de sărbătoare în casa lui Dumnezeu. Dar e cel mai trist când la sărbătoare vine un bolnav care nu se poate bucura de bucuria care Dumnezeu vrea să o dea. În această seară vreau să vorbesc despre bolnavul care a venit într-o zi de sărbătoare. Bolnavul într-o zi de sărbătoare. Și vreau să vă spun că se poate să fii bolnav, dar trebuie să pleci acasă vindecat. Și Dumnezeu în seara asta să atingă pe toți ologii din biserică, cei care au fost ologiți de multele lupte ale vieții și le vom vedea împreună care sunt. Dar eu știu că în această seară Iisus, care este același ieri, azi și în veci de veci, încă este prezent între noi, încă mai face lucrări și încă mai vindecă bolnavii. Mărit să fie Domnul! Și îmi doresc în seara asta Dumnezeu să vindece ologii din biserică. Nu doar cei care sunt bolnavi trupește, că așa e nevoie, dar mai important cei care spiritual au ologit pe cale. Doamne, fă atingere în seara aceasta! Observați că era o seară și o zi special de părtășie. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a esuit la Ierusalim. Praznic înseamnă o zi de sărbătoare. Biblia nu spune ce sărbătoare. Erau multe care aveau idei. Era Paștele, Cincizecimea, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea azimilor. Erau multe sărbători. La una din aceste sărbători, Iisus Hristos se suie la Ierusalim. Și ni se spune astfel: în Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Este un pic mai sus de unde era templu. Era templu construit și un pic mai sus, în nord de templu, acolo era această scăldătoare la poarta oilor. Betesda înseamnă casa îndurării și la locul acela numit casa îndurării, în pridvorul acela, erau mai multe persoane care așteptau vindecarea lui Dumnezeu. Era o zi de sărbătoare, dragii mei, dar la aceea sărbătoare erau foarte mulți bolnavi. Versetul 3 ne spune: în pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, de orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Era o zi de sărbătoare, veneau evrei de pretutindeni la templu, se bucurau în părtășie împreună, era un har deosebit și pe lângă oameni în bucurie, erau mulți bolnavi pe lângă ei și bolnavii ăștia nu se puteau bucura de nimica. Orbi, șchiopi, uscați, care erau invalizi, stăteau acolo cu handicapurile lor și așteptau de multă vreme să se facă și în dreptul lor o atingere, o vindecare, o eliberare, ca să se bucure și ei la sărbătoare. Dar pentru ei nu era sărbătoare. Alții se bucurau. Ei erau bolnavi în momentul acesta. Dar ce așteptau ei? Ne spune versetul 4: căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. S-a descoperit mai târziu, prin studiile arheologice, că pe locul unde a fost această scăldătoare, romanii, după ce au cucerit Ierusalimul, au construit un templu unui zeu al medicinii a lor. Se știa că în locul acesta era ceva special, se vindecaseră bolnavi. Dumnezeu, din când în când, trimitea un înger și la tulburarea apei, primul care sărea în apă, era vindecat. Dar din mulțimea de bolnavi de acolo, cât se puteau vindeca?
Evident că numai unul, primul care intra și ceilalți, rămâneau să mai aștepte mai târziu. Dar era o sărbătoare și la sărbătoarea aceea, ologii, bolnavi, șchiopii, orbi, rămâneau cu durerea și cu boala lor. Erau bolnavi în zi de sărbătoare. Și, dragii mei, se întâmplă de multe ori că și între noi sunt oameni bolnavi într-o zi de sărbătoare. Vezi că Duhul Sfânt coboară în biserică, vezi că este har, pulsează inima bisericii și câte unul stă ologit într-un colț, el nu simte nimic. Plânge că vrea și el, dar nu-l simte pe Domnul. Este o zi de sărbătoare și Dumnezeu are lucrări să facă la Kitchener. Mărit să fie numele Domnului. În ziua sărbătorii, bolnavii ăștia așteptau tulburarea apei. Și între ei ne descrie un om care de 38 de ani era bolnav. După cum ni se spune că zăcea acolo, era paralizat. Un om care nu se putea mișca, nu putea umbla. I s-au blocat încheieturile, i s-au umflat picioarele. 38 de ani să stai acolo în stare de ologire. După 38 de ani, bolnavul ăsta a pierdut și nădejdea, și speranța, și viitorul. Cei mai buni ani de viață i-a pierdut din cauza bolii care o avea. În loc ca omul acesta să se bucure ca alții, de momente frumoase, de sărbători, de întâlniri, în loc ca omul acesta să meargă și el la lucru ca alții, omul ăsta, 38 de ani, stă ca invalid. Pierde părtășia, pierde avuția, pierde tot. Rămâne un sărac lipit pământului, bolnav, într-o zi de sărbătoare. Dar în ziua acestei sărbători apare cineva, un om nou care până atunci nu mai fusese pe acolo. Așteptau să vină îngerul și deodată apare Domnul Iisus Hristos. Și când apare Domnul Hristos la această scăldătoare, îi face o întrebare acestui om: vrei să te faci sănătos? Și eu mă gândesc că trebuie să spună omul: da, Doamne, vreau acum să mă vindeci. Dar nu-i spune asta. Omul ăsta atât de împietrit era de boala sa, încât n-avea nicio nădejde. Doamne, cum să mă vindec eu? Că eu sunt olog de atâta vreme, n-am pe nimeni, n-am rude, m-au abandonat mama și tata, m-au abandonat rudele mele, m-au abandonat prietenii, sunt a nimănuia, sunt o lepădătură a societății, pe mine nimeni nu mă vrea și alții au pe cineva, dar eu cum să mă bag în apă? Până reușesc eu să mă duc în față, altul se bagă înaintea mea, eu n-am șansă de vindecare. Eu nu te-am întrebat dacă ai șansă, nu te-am întrebat dacă se poate, te-am întrebat: vrei să te faci tu sănătos sau nu? Și el n-are răspuns la această întrebare, la care Domnul Iisus Hristos îi spune: scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Și la porunca Mântuitorului, pe loc intră puterea în oasele lui, pe loc în mușchii lui pulsează puterea și Dumnezeu vindecă pe loc bolnavul. Mărit să fie numele Domnului! Același Iisus care atunci a vindecat, dragii mei, Iisus care este și în ziua de azi prezent în biserică, e Dumnezeul care și azi încă lucrează, mărit să-i fie numele. Ridică-ți patul și umblă. Îndată, pe loc, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Și ziua era o zi de sabat. Și apare o confruntare cu religioșii vremii și la încheiere vom vedea ce înseamnă și aceasta. Mă reîntorc la problema unui bolnav într-o zi de sărbătoare. Ești venit la biserică împreună cu frații și vezi că unul lângă tine se roagă cu mâinile ridicate spre Domnul, vezi că altul plânge și simte prezența Duhului Sfânt și tu stai acolo așa de împietrit și spui: Doamne, nu-i drept, de atâta vreme nu simt nimic, vin la biserică și marți și joi și duminică și eu nu simt nimica, m-a ologit viața și sunt olog într-o zi de sărbătoare. Bine că alții se bucură, la alții le vorbește Duhul Sfânt, dar eu am rămas aici blocat în adunare. Doamne, pe mine oare mă vezi? Și așteaptă și el, săracul, să coboare un înger, să tulbure apa. Dacă ar trimite Dumnezeu un proroc să-mi vorbească și mie, poate că asta mi-ar schimba direcția. Dacă ar lăsa Dumnezeu un cuvânt de predică care să-mi vorbească și inimii mele, poate asta cumva mă schimbă din starea mea. Dacă și-ar face timp cineva să mă consilieze, să-mi asculte oful meu, poate mi-ar schimba starea inimii mele. Dar până atunci, eu sunt un olog venit la biserică într-o zi de sărbătoare. Alții
se bucură, biserica se roagă, frații stau în părtășie, vorbește Duhul Sfânt în biserică și eu stau bolnav, zăcând de 38 de ani, blocat în starea mea. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că în adunare nu coboară un înger să tulbure apa, nu vine un proroc sau un păstor, aici coboară Domnul Iisus Hristos, aici vine prezența Duhului Sfânt și Duhul Sfânt îți leagă legături de vindecare, măriți să fie Domnul. Duhul Sfânt în seara asta vrea să vindece ologii. Ologule din biserică, oricare ai fi tu, de oricât de ani ești bolnav, Iisus te poate vindeca, măriți să-i fie numele. Și în seara asta coboară Iisus la lucru. Dar de ce ai ajuns olog de 38 de ani? De ce te-ai împotmolit pe cale și ai pierdut părtășia cu Domnul? Am observat în Scripturi, dragii mei, și mă opresc, mă rezum doar la trei lucruri care ar putea să ologească oamenii. Și observați în viața noastră cum se pot întâmpla. Și dacă cumva și pe noi ne-au ologit acestea trei, hai în seara asta să ne rugăm, Doamne, vindecă ologii din biserică, ca toată biserica să fie vindecată și împreună să facem pași concreți înainte cu Domnul în frunte până în ziua când se întoarce Domnul după noi. Doamne, vindecă ologii din biserică. În primul rând, dragii mei, se poate ca cineva a fost ologit din cauza luptelor cu duhurile și cu diavolul. Ne spune în Luca, în capitolul 13, în versetul 11, și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Care era sursa acestei lupte, dragii mei? Un duh o ținea legată. Ba mai mult ne spune Domnul Hristos în versetul 16, dar femeia aceasta care este o fiică lui Avram și pe care Satana o ținea legată. Și apar legături în luptele care le întrepătrund viața noastră, încât ajungem legați de cel rău. Și vezi omul că n-are bucurie, n-are părtășie, că într-o zi s-a jucat cu diavolul, într-o zi a făcut și el glume pe seama celui rău și acum sub atacul unui duh necurat el a fost legat și a devenit olog. Și el vine în biserică și în biserică el nu simte părtășia. Știți că diavolul nu se teme de programele noastre pastoase, diavolul se teme numai de prezența Duhului Sfânt, dragii mei, că în sinagogă era un demonizat și în timp ce predica Iisus, demonizatul a început să-și manifeste demonul din el. Nu se teme diavolul de programe, de cântări, de show-ul care îl facem noi. Diavolul se teme doar de puterea și prezența Duhului Sfânt. De aceea îmi doresc în această seară și nu numai biserica din Kitchener să fie plină de puterea Duhului Sfânt. Oricine va intra aici să simtă, să clocotească inima, aici e prezent Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Se poate ca cineva să fie ologit din cauza unei lupte cu diavolul, care sub legăturile vieții îl ține legat. Știți că expresia ridică-ți patul și umblă, ridică-ți înseamnă a învia, este folosit pentru a învia pe cineva din morți. Adică noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre până în ziua când Iisus Hristos prin Duhul Sfânt ne-a dus înapoi la viață, ne-a născut din nou. De aceea, dragii mei, nu-i îndeajuns că cineva vine la biserică, părtășește, cântă cu noi, mâncă mâncare cu noi și mai vrea și botezul în apă. Trebuie să ne naștem din nou. Doamne, ajută la aceasta. Până nu se produce învie aceea în partea duhovnicească, nu poți să ai viață. Ridică-ți patul și umblă, trebuie să fii adus înapoi la viață, trebuie să fii vindecat. Și unii oameni sunt legați de diavolul prin legăturile cu luptele care le duc cu demonii, dragii mei. Spuneam acest exemplu de mai multe ori și îngăduiți-mă să mă repet în această seară. Fratele Pavel Tipei menționa la un botez când era în aer liber și a încheiat botezul, a strigat în public, uite apă, care este următorul? Și nimeni n-a venit în față. A strigat iară, uite apă, care e următorul? Și n-a venit nimeni în față. Și la un moment dat spune el, omule, cu împietrirea inimii tale ți-a adună o comoară de mânie pentru ziua venirii lui Dumnezeu, uite apă, care e următorul? Și deodată zice el, din mulțime se desprinde un om, când l-am văzut venind m-am speriat, când i-am botezat fata, ultima dată m-a sunat și mi-a spus, drace de popă, dacă îmi botez fata, eu intru în apă peste voi și te omor și pe tine și pe ea. Și acum ăsta venea către mine și eu i-am spus, omule, nu pentru tine am strigat, stai cu minte, pentru alții am strigat, tu stai acolo cu minte. Dar el venea foarte hotărât, te rog ascultă-mă, stai cu minte că nu pentru tine am strigat și uita în apă cu mine. Și îmi trage microfonul din mână și spune, tinere, ai spus că am un suflet și că am să dau socoteală în fața lui Dumnezeu.
Dacă tu nu mă botezi, eu nebotezat tot nu plec de aici. Eu mă arunc în apă în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, dar eu nebotezat nu plec de aici. Și n-am ce să fac, l-am botezat. A doua zi m-o sunat de la cult. Hai să vezi acum ce o să pățești. Cine te crezi tu acolo? Billy Graham, să zici tu, uite, apă. Cine te crezi tu? O trecut o zi, două, trei, joi dimineață, îl sună soția acestui bărbat care fusese botezată mai devreme. Frate, aseară soțul meu a plecat la Domnul, dar eu știu că Dumnezeu l-a mântuit. Îmi spunea înainte să moară, tu fii liniștit, eu mă duc la Domnul, El mi-a primit inima și m-a mântuit. Așa a plecat la Domnul. Dragii mei, sunt oameni care ani de zile sunt ținuți de legăturile celui rău și așteaptă și ei în starea lor o cercetare a apei. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că aici nu vine un păstor sau un proroc, aici coboară Fiul lui Dumnezeu, aici vine Iisus Hristos și El poate să poruncească, mărit să fie numele. Și îmi doresc pentru ologul care ținut legat de duhuri și de lanțuri, Iisus Hristos să dezlege legături în această seară. Mărit să fie Domnul! Și te trezești în biserică, la câte un concert de evangelizare, cântă frumos, mai cozonaci bun ca la români, niciunul nu mănânci. Așa de frumos e împărtășie cu românii. Dar tu nu ai libertate, tu nu ești eliberat, pentru că ești olog ținut legat de cel rău. În seara asta îmi doresc Dumnezeu să dezlege legăturile. Mărit să fie numele Domnului! În al doilea rând, dragii mei, se poate ca cineva să fie ologit din cauza păcatului. Ne spune în versetul 14, după aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. De ce era bolnavologul? Pentru că păcătuise. Știți că păcatele noastre ne leagă, ne prind, ne pun într-o stare în care ne taie părtășia cu Domnul. Și noi ne măgulim că venim în biserică și Dumnezeu n-are numai decât să ne sufere pe noi cum suntem. Dragii mei, Dumnezeu e sfânt absolut și Dumnezeu vrea sfințenie absolută în viața noastră. Să nu ne măgulim că se poate la poarta Raiului cu pecere, că acolo ca și românii o face noi cumva cu Petru, cu Iacov, cu Pavel, ne bagă și ei în Rai. Acolo dacă e scris sau nu e scris, aia contează. Nu se poate cu joaca. Hai să ne pocăim din toată inima. Și se poate că în viața noastră, de-a lungul anilor, s-au înscris anumite păcate. Știți de ce nu avem curaj în rugăciune, în biserică? De ce nu-i har uneori în viața noastră? Pentru că atunci când inima ne osândește, noi pierdem părtășia și curajul în fața lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu foarte practic. Un copil se joacă acasă și în joaca lui sparge, eu știu, o vază a mamei. Mă, ce să fac acum? O ascunde, o aruncă undeva, o îngroapă în pământ, în grădină, afară. Face ceva să o ascundă. Vin părinții acasă. Stă ca pe ace, întreabă de vază sau nu? Prima, doua, treia zi, nu l-a întrebat nimeni. De aici încolo, ori de câte ori este abordat prin senin, intră în panică. Intră mama în cameră. Auzi, ce vrei cu mine? Nu, te-am chef să vii la masă cu noi împreună. Bine, o să vin imediat. Dar ce cu tine? Nu-i nimic. Într-o zi, ce mama, mă, da, vaza aia nu mai găsesc. Eu l-am făcut-o. Te-am întrebat pe tine ceva? Nu, dar eu sunt nevinovat. Mă, parcă ești mai vinovat decât nevinovat, cum vorbești acum. Nu, dar eu sunt nevinovat. Ce se întâmplă? Până în ziua când își mărturisește păcatul, el e legat. Orice se întâmplă, n-are nici curaj, nici putere, nici credință și el așteaptă confruntarea. Ei, într-o zi, își ia inima în dinți, o fi părinții mei români, dar cumva m-au iertat și pe mine până la urmă. Mamă, tată, te rog să mă ierți. Eu sunt ăla vinovat. Înaintea cerului am păcătuit. Doar te rog să mă ierți și cer iertare. Ce se întâmplă din ziua aceea? Din ziua aceea primește liberare. Dacă vine mama în cameră pe ascuns, nu mai intră în panică. Dacă îl întreabă de ceva, dacă mai aude de vază, nu mai transpiră, pentru că și-a rezolvat problema. E așa suntem noi, dragii mei. Avem păcate ascunse care nu vrem să le știe absolut nimeni. Și ne mai și supărăm când se predică despre mărturisire, chemare la Domnul. Dar să-mi spun eu păcatele altuia, ai treaba lor. Ei, dragii mei, din cauza acestor lucruri care sunt în viața noastră, noi pierdem părtășia cu Domnul. Și vii o log în adunare și vezi că frații plâng, frații se roagă și stai cu mine în sân. Ce-s cu fanatici ăștia? Numai cântări, numai rugăciuni. Dar uite că eu nu simt nimica. Pentru că ești o log ținut legat de păcat. În seara asta, Dumnezeu să dea eliberare. Dumnezeu să spele cugetele noastre. Și dacă a mai rămas ceva, să ne mărturisim ca Dumnezeu să ne vindece. Mărit să fie numele Domnului.
Eram într-o biserică cu fratele Hozan împreună, l-a chemat la o stăruință și mi-aduc aminte că un băiat în față stăruia după Duhul Sfânt. Primesc din partea lui și spune, auzi, tu ai ceva de mărturisit? Și îmi spune, nu, mulțumesc. Bine, măi, noi nu forțăm mărturisirea. Eu ți-am spus cine a zis Domnul. Merge mai departe, continuă seara, alții primesc Duhul Sfânt, el tot se chinuie, se roagă acolo. La un moment dat, cineva mă bate pe spate, mă întorc, băiatul, ce-i? Hai, te rog un pic cu mine. Și mă duc cu fratele, vreau și cu bătrânul să vină. Bine, ia pe fratele Hozan și mergem amândoi afară, sunt de vorbă. Și spune mărturisirea lui. Mărturisirea, cum sunt mărturisirile? Mai grele, mai complicate, după noi ca oameni, spune, mă, da. Ăsta să primească Duhul Sfânt, știți care-i minunea? S-o întors înapoi înăuntru, în câteva minute vorbea în alte limbi, s-o termina părtășia, noi am mers la masă, ne-am întors înapoi în sanctuar și el încă se ruga în alte limbi și preamărea pe Dumnezeu, că Duhul Sfânt botează pe cei care sunt sinceri înainte lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Să nu ne jucăm cu păcatul. Păcatul ne face ologi într-o zi de sărbătoare și te trezești la biserică, e frumos, e har, se simte prezența Duhului Sfânt și tu stai insensibil. Eu nu simt nimic, pentru că în viața ta a prins rădăcină păcatul. Hai să ne pocăim în seara asta și Dumnezeu să ne sfințească prin Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Domnului. În al treilea rând, dragii mei, se mai poate ca cineva să ajungă olog, și asta e cel mai trist, din cauza altor persoane. În 2 Samuel, în capitolul 4, cu versetul 4, îi se spune: Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel, vestea morții lui Saul și lui Ionatan, doi ca lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Ăsta săracu a ajuns olog că nici măcar nu a vrut. Alții o dat cu el de pământ și a ajuns olog. E așa se întâmplă uneori și între noi. Și vine adunare în locul în care gândi că aici ai harul lui Dumnezeu, ăștia sfinții Domnului. Și unul te ia la 11 metri. Îți spune două, trei cuvinte mai tăioase. Și ajungi olog din cauza altor persoane. Și acum porți în inimă așa dureri, resentimente. Nu mai pot să mă duc la biserică. Nu mai vreau părtășia cu frații. De ce? M-au supărat. Au vorbit urât cu mine. M-a vorbit de rău, o zis ceva neadevărat, să știi că mi-a călcat demnitatea, eu la biserică nu mă mai duc. Și din cauza altora, ajungi să fii olog în biserică. Și în loc să vii să prinzi părtășia, în loc să te bucuri de Domnul, tu stai cu durerea în inimă. Și mai mult, dacă vine adunare, în timpul unei cercetări, îl vezi că ăla plânge și tu îmbufna spui, dar nu-i rușine? Păi el pe mine m-a rănit, el pe mine m-a vorbit de rău și el acum se bucură și o să mă... Cum? Nu-i normal așa ceva. Și ai ajuns olog din cauza altor persoane. Într-o situație, un frate a fost supărat de cineva și frații au stăruit de el să ierte persoana. A venit și a cerut iertare. Zicea el, auzi, dacă s-ar face gaur în cer și toți sfinții ar sta ca rândunelele așa la marginea gaurii și ar spune, iartă pe fratele, eu le-a spune, înapoi în rai cu voi, eu nu-l iert. Așa se întâmplă uneori, dragii mei, că noi nu trecem peste asta. M-au jignit, m-au supărat, m-au călcat pe bec și eu nu mai pot să iert. Problema este că tu rămâi olog și vin biserică și în loc să te bucuri de ceea ce dă Domnul, în loc să te bucuri de harul lui Dumnezeu, în loc să fii plin de bucuria Duhului Sfânt, tu rămâi bolnav olog în adunare și trece un an, trec doi, trec 38 de ani și ai rămas olog din cauza unei alte persoane. N-ai vrea în seara asta să te împaci cu Domnul Iisus Hristos? N-ai vrea în seara asta să treci mai departe, să dai iertare cum Dumnezeu te ierta și pe tine, ca să primești liberare, că Dumnezeu încă mai dă har, mărit să fie numele Domnului. Împacă-te cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Nu știi, dragul meu, când îți vine momentul. Nu știi când va bate clopotul în dreptul tău. Nu știi când va spune stăpânul, întoarce-te acasă. De aceea n-amâna. Dacă în seara asta simți că ai supărat pe cineva, dacă ai o mânie pe cineva, în seara asta împacă-te și Dumnezeu să vindece ologii din adunare. Și să trăim cu responsabilitate, ca nu cumva din cauza noastră alții să o logească. Cât de trist, din cauza insensibilității mele, nepăsării mele, că cine-s eu, grandomania mea, altul să sufere. Ne spune Evrei capitolul 12 cu versetul 12, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă
să fie vindecat. Trăirea mea în adunare, comportamentul meu, stilul meu de a fi creștin, așa de frumos trebuie să fie, încât toți ologii din biserică să capete vindecare. Doamne, ajută la aceasta! Să lepădăm clevetirea, vorbirea de rău, judecățile amare, lucrurile care sunt nepotrivite între noi, dragii mei. Cât de ușor judecăm noi pe alții? Zicea Biblia, nu judecați nimic înainte de vreme. Habar n-ai ce s-a întâmplat când s-a întâmplat lucrul ăla. Tu crezi că știi? Că știi și cum a decurs treaba, știi ce s-a spus, ce s-a întâmplat, dar n-ai idee de fapt ce se întâmplă în spatele cortinei. Se întoarce într-o zi Domnul Iisus Hristos și atunci se va da pe față tot ceea ce este ascuns. În ziua aceea vom vedea cu adevărat ce s-a întâmplat cu toate cele evenimente care noi le-am judecat într-un fel și de fapt nu erau astfel. Hai să nu urcăm noi pe scaunul lui Dumnezeu, să ne smerim sub mâna tare lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne sfințească. Îmi doresc ca toți ologii din biserică să fie vindecați în seara aceasta, dragii mei. Și dacă eu sunt cauza unui olog, mă smeresc, mă pocăiesc, îmi cer iertare și Dumnezeu să facă o reparație deosebită între noi. Doamne, ajută la aceasta! Mare atenție la relațiile interumane. Păi, dragii mei, dacă într-o familie Dumnezeu n-ascultă rugăciunea unui soț, dacă soția e întristată, îs împiedicate rugăciunile, dacă în biserică Dumnezeu nu-ți primește jertfa până nu te împaci cu părâșul tău, noi cum credem că mai venim la biserică și mai căpătăm și har? E nevoie să ne pocăim, să ne apropiem, să ne iertăm și să ne vindecăm de boala noastră. Doamne, ajută la aceasta! Observați că ajungem ologi în adunare. Și de 38 de ani stai în biserică și n-ai pace, n-ai bucurie, n-ai har, ești acru, ești supărat, întotdeauna vezi rău în toate, pentru că ești bolnav, dragul meu. Și aștept să vină ziua aia specială când să vină un proroc să spună ție pe nume, ascultă tu, mitică din biserică, sau Matei, sau Silviu, sau Maria, cum te cheamă, ascultă tu cuvântul Domnului. Ăla ar fi proroc adevărat. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că în seara asta nu coboară un proroc, în seara asta coboară Domnul Iisus Hristos. Auziți ce spune Biblia în versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând? Știți că Iisus Hristos te vede pe tine acolo unde ești? Iisus Hristos te vede pe tine în starea în care te afli. N-are nevoie Hristos să vină să spună careva, Doamne, hai cu mine împreună, uite, ăsta e bolnavul. Nu, Iisus Hristos te vede pe tine în adunare unde ești, te știe pe bancă unde stai, îți cunoaște durerea, te-a văzut de acasă până să pleci, când îți spunea întrebări dacă Dumnezeu mai are har și îndurare pentru viața ta. Iisus te vede, mărit să-i fie numele. Iisus l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, știa Hristos exact problema cu care se confrunta bolnavul nostru. Știi ce-i spune? Vrei să te faci sănătos? Cuvântul vrei este un verb care pune accentul pe cel care este în cauză. Adică, dragul meu, dacă ai avea tu dorința să fii vindecat, să știi că Dumnezeu te vindecă. Dar de multe ori noi nu vrem. Ne place mai mult în stare de ologire. Ne place să fim îmbufnați. Lasă-mă acolo să fiu supărat. Să știe toți că-s supărat. Și îmi prefer mai bine să stau olog în biserică decât să mă vindece Dumnezeu. Auzi, vrei să te faci sănătos? Dar, Doamne, au trecut 38 de ani, am pierdut slujiri frumoase, am pierdut seri de stăruință, n-am primit Duhul Sfânt, n-am vorbit în alte limbi de cine știe câți ani. Doamne, eu să fiu vindecat? Da. Vrei să te faci sănătos în seara aceasta? Că Iisus Hristos trece prin adunare și El are încă puterea să vindece ologii. Mărit să fie numele Domnului. Dacă vrei, se poate. Și omul ăsta vine cu scuzele lui. Dar Iisus, ca să arate cât de suveran ca Dumnezeu este, îi rostește. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Ei, dragii mei, îmi doresc din toată inima ca în această seară, Domnul Iisus Hristos, în dreptul fiecărui olog din biserică, să rostească, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Vino înapoi la viață. Tu care ai murit de multă vreme, tu care stai în biserică, dar ești o epavă spirituală, care te-au corupt și păcatele și demonii și ai pierdut părtășia, care te-au logit alții, în seara asta Iisus vrea să-ți dea viață, mărit să fie numele Domnului. Scoală-te tu care dormi și Hristos te va lumina, lăudat să fie Domnul. Și te vindecă Dumnezeu și te ridici în picioare și prinzi curaj, prinzi esență, mergi la biserică, te bucuri cu frații și deodată apar legaliștii. Auzi, confruntare,
El i-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Și au zis răspunsul. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dragii mei, dacă eu vedeam un olog de 38 de ani, cerșitor, murdar, care miroase rău, stând pe stradă, care deodată umblă, mie nici nu-mi păsa de pat și de cum umblă. Eu întrebam cine te-a vindecat. El nu întreabă cine te-a vindecat. Cine ți-a spus ție, auzi, să încalci tradiția noastră veche? Știi că ne avem o tradiție peste care nu se poate trece. Vai de voi, farisei fățari, spunea Hristos, voi care strecurați în țarul și înghițiți cămila, că de multe ori ne blocăm noi în tradițiile noastre, în tiparele noastre și ne credem că numai așa lucrează Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara asta că Domnul este puterea în cer și pe pământ și Dumnezeu n-are nevoie de permisiunea mea. Dumnezeu lucrează, că e Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și nu care cumva să cred eu că-s mai deștept ca Dumnezeu, dar pe ăsta să-l vindece Domnul, dar ăsta să vină în adunare, dar ăsta împreună cu noi. Dragii mei, Iisus Hristos vrea să vindece ologii. Și ca ologul am fost și eu olog într-o zi. Și Dumnezeu mi-a vindecat picioarele, mi-a dat putere să umblu pe cale, m-a încălțat cu râvnă Evanghelii păcii, mi-a dat biruințe mari. Ăsta e Domnul care a fost bun cu noi, lăudat să-i fie numele. Și El vrea să vindece și alți ologi, nu care cumva să mă trezesc eu mai deștept ca alții, că pe ăsta cum așa, de ce în ziua de azi, de ce nu mâine, de ce în modalitatea asta? Pentru că Dumnezeu e suveran și face El cum vrea, lăudat să-i fie numele. Ologule, care ești în biserică, care de multă vreme ai pierdut părtășia cu Domnul, ologule care te-au ologit alții prin cuvinte grele, prin lupte nesăbuite, prin situații care te-au întristat, prin jigniri profunde, ologule care stai în biserică, scoală-te că Iisus vrea să te vindece în această seară. Iisus Hristos vrea să-ți dea sănătate, să poți umbla, că vine deșertul, dragii mei. Acum este izvorul la noi, acum ai adapă Dumnezeu biserica, dar vine un moment în care va fi secetă, în care vin profunde încercări și dacă nu te vindecă astăzi Dumnezeu, nu vei rămâne în picioare în ziua aceea. Se întoarce Iisus Hristos și nu mai este mult și vine Domnul. Vine Iisus Hristos pe nori, dragii mei, și vrea să găstească o biserică sănătoasă, vie, plină de putere. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și ca să fim vii, trebuie să fim vindecați. Dacă te-a ologit păcatul, dacă te-a ologit cel rău prin duhurile lui, dacă te-a ologit altcineva, hai în seara asta la Iisus Hristos să-ți dea Dumnezeu vindecare, să te elibereze Dumnezeu, să poți să mergi drept pe cale, să fii vindecat, să fii un om al lui Dumnezeu, să devii un proroc, un slujitor, un om în care Domnul să pună cântări în gura ta. Hai să lăudăm pe Domnul și Domnul să vindece toată biserica. Doamne, intră Tu la lucru între noi. Avem nevoie să fim vindecați de Domnul. Amin. Și, dragii mei, Iisus Hristos încă mai vindecă și încă mai lucrează. Nu mai pune scuze și argumente. 38 de ani, am pierdut zile frumoase, m-au supărat ei, au vorbit de neamul meu. Mie nu-mi pasă ce-o zis, eu vreau să fiu vindecat de Domnul. Și în seara asta vreau să simt părtășia, vreau să mă bucur în Duhul Sfânt, vreau să mă rog cu lacrimi, vreau să simt că Dumnezeu e aici, eu vreau să-L simt pe Dumnezeu. De alții mie nu-mi pasă, vreau cu ei împreună la Domnul, dar eu vreau să rămân cu Domnul în picioare. Doamne, ajută la aceasta! Și dacă ești olog în această seară și nu poți birui și te ține legat păcatul, nu pleca acasă. Hai să stăm de vorbă, hai să ne rugăm împreună, hai să chemăm numele Domnului și Cel ce poate să dezlege orice legătură, mărit să fie numele Domnului Iisus Hristos.